Producție extrem de slabă de porumb și floarea soarelui în mai multe zone ale țării. Dacă anul trecut în Mehedinți s-au adunat 10 tone de pe hectar, anul acesta fermierii se așteaptă să obțină doar jumătate din cantitate. A legat ceva, dar așteptam la precipitațiile care le-am avut, trebuia să fie la investiție și investiția care am făcut-o trebuia să arate mult mai bine. Dar, cum spuneam, din cauza temperaturilor ridicate, dimensiunea șchioletului este mult mai mică, producțiile vor fi mult mai mici. Lipsa ploilor a compromis recoltele și în acest an. Este destul de mic, rânduri puține de boabe, nu știu dacă se vor umple să fie un bob plin, cum ar fi normal. În județul Mehedinți, fermierii se tem că vor fi nevoiți să renunțe la micile lor afaceri. Am avut temperaturi foarte ridicate, am avut temperaturi de peste 40 de grade, în jur de 14 zile, exact în perioada de polenizare și, bineînțeles, dacă aceste temperaturi au afectat foarte mult cultura de porumb și nu ne așteptăm să avem producție așa cum ne-am fi așteptat, cel puțin și anul acesta să ne scoatem cheltuielile. Floarea soarelui a fost mai rezistentă, arată bine, dar, vedeți, sunt aceste schimbări climatice, vijelii, care ar putea să afecteze și supraviețele de floarea soarelui. La acest moment, la sfârșit de iulie, nu arată foarte grozav, pentru că în luna iulie, din păcate, n-am beneficiat aproape mai deloc sau spre deloc de precipitații. Asta înseamnă că și calitatea și cantitatea vor fi afectate. Cu siguranță ambele vor avea de suferit, pentru că lipsa pe întotdeauna nu duce niciodată la lucruri pozitive. Dacă anul trecut producția de porumb era de 10 tone pe hectar, anul acesta fermierii se așteaptă să obțină jumătate din cantitate.